Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură va demara începând de luni campania de plată în avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în anul 2021, anunță un comunicat al agenției. Deoarece în acest an, data de 16 octombrie 2021 coincide cu o zi nelucrătoare, autorizarea plăților în avans va demara în data de 18 octombrie 2021. Deoarece în acest an, data de 16 octombrie 2021 coincide cu o zi nelucrătoare, autorizarea plăților în avans va demara în data de 18 octombrie 2021. Totodată, APIA a precizat faptul că până la data de 15 octombrie 2021 vor fi finalizate controlele în teren, astfel încât APIA să poată efectua plata în avans pentru toți fermierii eligibili la plată. Potrivit sursei citate, APIA își propune în perioada de acordare avansului 18 octombrie 2021-30 noiembrie 2021 să finanțeze fermierii cu o sumă de peste 1 miliard de euro, atât pentru schemele finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, cât și pentru măsurile finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. În conformitate cu regulamentul UE numărul 1295 din 4 august 2021 de derogare pentru anul 2021 de la articolul 75 aliniatul 1 al treilea paragraf din regulamentul UE numărul 1306 din 2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 70% în cazul plăților directe indicate în anexa 1 la regulamentul UE numărul 1307 din 2013 și de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul 2 din regulamentul UE numărul 1306 din 2013, se menționează în comunicat. Conform comunicatului oficial, APIA își propune în perioada de acordare avansului 18 octombrie 2021-30 noiembrie 2021 să finanțeze fermierii cu o sumă de peste 1 miliard de euro, atât pentru schemele finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, cât și pentru măsurile finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. APIA a precizat că plățile pentru schemele finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă se fac în lei, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2021 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Plățile pentru schemele finanțate din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8683 de lei pe euro stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31 decembrie 2020 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C numărul 1 din 2003.